venit la Starea Nației, eu sunt Dragoș Pătraru, gazda dumneavoastră. În această seară, la Tâltoc, vine ministrul tineretului și sportului, domnul Eduard Novak, pentru o discuție foarte interesantă despre cum va ajunge România între primele 15 țări din lume la sport în anul 2032. Da, mă scuzați, de azi dimineață încerc să spun asta fără să râd, nu-mi iese. Nu vi se pare și vouă că prea ard toate? E cumva un paradox aici. Cu cât se împuținează lemnul, cu cât ne dispar pădurile din țara asta cu deplina complicitate a autorităților, cu atât ard mai multe. Ați dat cu ceva, mă, ce ați făcut? Știți, vine să întreb ca atunci când ajunge acasă și miroase a ceva și te iei de copii. Bă, ați dat cu ceva. Ce ați făcut aici? Nu, tati, nu știm, n-am făcut nimic. Bă, recunoașteți ce prostie ați făcut. Ați fumat. Na. Zi de zi tot mai multe incendii. Cred că s-a uscat țara, domne, prea ar toate. Că așa e cu lucrurile de care n-ai grijă. Se usucă și cad. Incendiu în zona Parlamentului la parterul unei case. 7 copii au fost evacuați astăzi după ce grădinița din comuna Dâmbovițeană Valea Mare a luat foc. Incendiu violent într-un bloc din Constanța a disperat o femeie a sărit de la etajul 6 din apartamentul în flăcări. Spitale, apartamente, depozite, mașini, grădinițe, unde te uiți, vezi flăcări. Eu n-am fost foarte atent la orele de geografie în școală, erau extrem de plictisitoare pe vremea mea, dar parcă țara de foc e totuși în altă parte pe hartă, nu? Și nu știu dacă ați observat, dar totul merge în direcția asta. N-avem prize, n-avem scări să ne urcăm pe bloc cu ele, n-avem cabluri, nu curge apa, mă, nu nimic. Exact lucrurile care arată o țară lăsată de izbeliște, ajunsă în paragină. O anchetă este în plină desfășurare pentru a stabili dacă pompierii au acționat la timp. Este vorba despre o anchetă în curs. Acum așteptăm să vedem care sunt concluziile echipei de anchetă. Ancheta pentru neglijență în serviciu se desfășoară în acest moment. Da bravo, mă! Păi cum să nu facem noi acum niște anchete ca lumea, să găsim vinovații, să venim cu un raport, să... Arătați-ne mai bine ce s-a îndreptat după toate anchetele mai vechi, alea pe care le-ați terminat deja. Credeți că s-a schimbat ceva cu instalațiile electrice de la spitale după incendiile anterioare? Canci, tati! Dacă după ancheta făcută în urma incendiului de la Giulești, să zicem, se luau măsuri, nu mai aveam, mă, nici Piatra Neamț, nu mai aveam Balj, poate n-aveam nici Colectiv, dacă se dădeau niște norme clare și nu se mai eliberau autorizații pe șpagă. Dar nu s-a făcut nimic din toate astea. De ce? Simplu. Nu viețile noastre sunt principala preocupare a celor care fac legile și conduc instituții în țara asta. Alertarea s-a făcut cu întârziere. Păi, deci n-au fost alertate la 9:15 minute, cum spune comunicatul oficial? Cum ne-au transmis colegii de la subunitate. Păi colegii de la subunitate au mințit? Din păcate, cred că acest lucru s-a întâmplat. Lasă, că la cât de boi sunteți mulți dintre voi, ce mai contează că mai și mințiți din când în când? Bineînțeles că după fiecare tragedie punem întrebarea care contează. Putea fi salvat acel om? Puteau fi salvați acei oameni? Pentru că da, impresia generală e că aici mori cu zile. Totul se face întârziat, cu echipamente care fie nu există, fie nu vin, fie nu s-au cumpărat, fie s-au furat, fie naiba știe ce. Și rămânem cu anchetele, cu minciunile, cu detectivismele. Marfă pentru televiziuni, nimic altceva. Șoc și groază, niște titluri mari pe galben și gata. Și mai rămânem cu aceste imagini îngrozitoare. Oameni care ard, oameni care se aruncă de la etaj. E groaznic. Că tot vorbim despre sporuri în această perioadă. România te face să-ți fie teamă de tot. Și nu există niciun spor pentru groaza asta. Mă, o fi bine copilul la școală? O fi căzut acoperișul? O fi luat foc ceva? Ce s-o mai prăbuși azi? Ce flăcări mai apar? Care dintre noi mai moare? Noroc să ne dea Dumnezeu! Noroc!
Mă uitam azi pe știri și mi-am amintit de un banc. O să vedeți după aia de ce. Doi prieteni. Unul zice, bă, Vasile, gata, mi-am deschis bordel. Și merge? Merge, mă, Vasilică, mă. 20 de euro oralul, 30 de euro analul. Păi și eu dacă vreau normal, ce fac? Nu se poate, mă, Vasile, mă, că suntem firmă mică, la început de drum, deocamdată mă ocup eu singur de toate, ce să... Da, de bancul ăsta mi-am adus aminte când am citit ce zice Clotilde Armon, primar de sector. Deci ascultați aici, da, băi, ăștia care credeți că ați muncit ceva la viața voastră, ați muncit pe dracu, doar ce a inventat munca doamna Clotilde. O fi obosită, o fi, nu știu cum o fi, dar declarația asta e de... Auziți aici ce scrie doamna Clotilde Armon pe Facebook. Ritmul de muncă impus de mine în primăria sectorului 1 a devenit un coșmar pentru unii funcționari. Tot mai mulți dintre ei aleg să plece în alte structuri sau acuză că au devenit stresați. Urlă, tată, urlă funcționarii dacă treci prin fața primăriei, da? Îi vezi la geam cum te imploră să-i scap de acolo, e jale. N-au mai văzut așa muncă în viața lor. A, nu vă zic, multora le cedează corpurile, mă, nu fac față fizic, da? Sunt adunate cadavrele într-un colț și abia seara, după program, sunt chemați de la morgă să le ridice, să... serios, ca să nu afecteze munca. Doamna Clotilde, și voi ăștia de la USR Plus, nu pe bune, nu veniți mă acum să ne spuneți că voi ați inventat munca. Ne dați postul și pe urmă vedem noi, ne recalificăm. A, ce-ai mă, cu munca? O, noi nu știam mă cu munca, da, ne dădeam cu mătura în ochi, ne băgam pixul în ureche până să vină doamna Clotilde. Ce aveți mă? Hai mă, terminați cu atitudinea asta. Bă, v-am luat de pe drumuri și o să vă facem oameni. Și încetați mă și cu atmosfera asta de panică, de teroare. Exact cum spune Clotilde Armon, un coșmar. Dar de ce un coșmar? Nu ne ajunge pandemia, mă? Nu ne ajunge țara asta de vorba aia? Mai trebuie și niște șefi care să pompeze coșmar. La muncă, la sfânta muncă, toată lumea să muncească, nimeni să nu stea. Toată lumea să se agite. Bă, nu știu, sunteți... O ardeți foarte prost, așa. Aveți atitudine de șef de pușcărie, de gardien. Chiar mă gândeam cum e faza asta cu vă evaluăm și dacă nu sunteți performanți, vă concediem. E ca aia cu DNA-ul, SRI-ul și ascultările. Ce mă, dacă n-ai nimic de ascuns, de ce te temă? Lasă să te asculte. Da, nu vi se pare asemănătoare și faza asta cu evaluarea lor de performanță? A, să stea liniștiți cei care știu că își fac treaba. Să trăiți voi că așa arată normalitatea. În ce lume? Hai serios, luați-o mai cătinel așa, da? Fiți mai empatici cu oamenii. Dacă voi aveți multe în cap, explicați-le mă și altora. Dezbrăcați-vă de uniformele astea de gardien și șef de penitenciar. Că-i dați toată ziua cu libertatea și cu drepturile omului, dar sunteți toți doar niște mici dictatori. Trebuie să recunosc că m-a făcut mat. Dar să știți că nu toată lumea o freacă așa, da, în țara asta. Mai muncește cineva. Nu eu, nu voi, noi suntem niște putori care așteptăm pomană de la asta, domne. Colegii doamnei Turcan muncesc. Dânsa este ocupată să ne spună că la minister se muncește. Păi dacă la minister se muncește, dumneata, de ce stai toată ziua să spui prostii? Du-te acolo la minister, le mai ascuți oamenilor ălora creioanele, le mai aduci o cafea, le uzi florile, na, sunt chestii pe care le poți face. Chiar și acum colegii mei mai muncesc, la ora aceasta la minister se muncește non-stop. A, ce ai mă, la minister se muncește 24 din 24. I-am spus-o și lui Orban atunci când a venit el cu pretenția ca funcționarii să fie la guvern și noaptea. Bă, ce vezi mă? Numai niște idioți, părerea mea, numai niște idioți și-ar lăsa acasă copiii ca să o slugărească pe Raluca Turcan la minister.
În timp ce ea îi ceartă pe cetățeni că sunt lene și hoți și fură banii statului cu ajutoarele sociale, da? Toată ziua în presă, toată ziua la televizor, de unde merge probabil la restaurant să mănânce, în timp ce oamenii din minister muncesc. Nu, nu stă mult la cărciumă, doamna, nu, că are programare și la coafor, are, trebuie să fie și la masaj, probabil, păi... Cred că e și ilegal să ții oamenii atât la muncă. Îi plătești, femeie, pentru orele astea suplimentare? Au spor de toxicitate? Că e mediu toxic, bă, să lucrezi cu șef habarniști. Sunt și dosare foarte grele. Dosarele de agricultori nu sunt complicate, însă sunt în format letric. Sunt cu 50 de ani în urmă. Așa este, realitatea, da? Deci noi încercăm să recuperăm într-un an și jumătate ce putea fi făcut în ultimii 30 de ani. Oh, sunt dosare grele, doamnă. Păi băgați în pușcărie dacă e. Vedeți ce e în dosar acolo, că poate unora le măriți pensiile, iar altora le dați o sentință, ceva, da, direct la Rahova, direct, nu mai încărcăm și tribunalele patriei, doamnă, îi condamnați dumneavoastră direct. Și ați observat asta? Toți ăștia care vin la putere, nu doar că habar n-au ce e acolo, deși au mai fost la putere de multe ori, dar încep cu de-alea. Vai, vai, mă, ce e aici, mă? Trebuie noi să facem acum repede ce nu s-a făcut în 20 de ani. Bă, da! Nu de asta ați vrut puterea? Asta una. Și a doua, afirmația asta este o recunoaștere a faptului că sunteți proști, mă, incompetenți. Păi ați fost la putere vreo 10 ani din ultimii 20, doamnă, cel puțin. Ia mai spuneți-ne dumneavoastră cât de bună era Elena Udrea, hă? Uitându-mă la ea, nu mă pot abține și trebuie să spun că poate fi un veritabil Kill Bill al politicii românești. Of, viața mea, o să mă vedeți cu ea o razna pe aici. Dar haideți să vedem un pic pe date, vreți? Că nouă ne place asta cu datele, da? Iată, din CV-ul doamnei Raluca Turcan, 2000-2004. Raluca Turcan a fost expert parlamentar, Senatul României. Bă, mă, lași, vă dați seama ce frecare de nimic făcea ea acolo? Mai departe, din 2004, doamna Raluca Turcan e parlamentar. Da, de Sibiu, mă rog, n-are Sibiu nicio vină. Din 2004 până azi e deputat de Sibiu, doamna. 16 ani, tati, din care mai bine de 10 ani la guvernare. Și ea ne spune că nu-și mai vede capul de treabă sau treaba de cap pentru că nu și-au făcut ăia dinainte treaba. Care ăia? Că ăia sunteți voi, ființă. Cum o fi, mă, să minți așa? Raluco, cum e, soro, să minți așa cu nerușinare, hă? Cu tot cu mandatul ăsta, până în 2024 o să faci 20 de ani de deputăție. Iar tu te preliniști toată și oftezi că, vai, ce nenorocire au făcut ăia dinainte. Păi tu erai, tu, acu strângi rahatul pe care tu l-ai făcut și cu alți impostori de prin PDL, de prin PNL. Doamna Turcan, mi-ați trimis mesaj că vreți să vorbim despre strategia dumneavoastră. V-ați invitat la emisiune, am zis, da, doamnă, vă primesc, cum să nu? A spus că veniți, v-am zis, în orice zi, la orice oră. N-ați mai răspuns. Veniți sau nu? Că am văzut că sunt de scălare pe televiziune, așa, apăreți la câte două, trei pe zi. Aolo. Ah, da, la fel făcea și Orban. Suna că vrea să vorbească, să ne întâlnim, să nu știu ce. Și ziceam, hai domne, vino la emisiune. Nu voia la emisiune, nu, că ei vor așa, mă, să te vezi cu ei, să vorbești, să li-li-li-lu-lu. Veniți, mă, aici, vorbim de față cu oamenii. Mă rog, niște găini proaste toți. E un proces de bun simț, e o formă de respect față de milioane de pensionari care merită, măcar așa, pentru a fi cu conștiința împăcată că după o viață de muncă, dosarele lor sunt undeva centralizate și tratate într-un mod și manipulate. Dar dacă ei continuă să moară de foame, la ce ajută, doamnă? Oh, vai, ți se rupe sufletelul, nu? După o viețișoară de muncuță, acești omuleți să aibă și ei pensioarele manipulate într-un mod modern. Ați înțeles? A? E cu manipulare, cu de-astea. Mă, fix aici era problema, că nu-s manipulate modern. Problema e că sunt și mici, și urâte, și uscate, și poți să le manipulezi până-ți vine rău. Dacă nu le manipulezi astfel încât să crească, de zeaba, tati, cum ar zice vântul. Hai că o dau un porno până la urmă și nu-i frumos, deși ar merita.
nu-s manipulate modern, mă, exact despre asta e vorba. Moare mamaia, de ciudă că pensia ei nu e manipulată modern și postmodern. E mică femeie, înțelegi? E prea mică, nu s-ajunge. Mă, nu știu cum să mai explic. Deci, doamna Turcan, v-am lăsat și azi un mesaj. Veniți la emisiune săptămâna viitoare sau nu? Vă dau și întrebările dinainte, dacă vreți. De fapt, am o singură întrebare. Eu vă arăt niște date, apoi vedem ce ați zis dumneavoastră despre datele respective și întrebarea e asta. De ce îi mințiți pe oameni? Există o competiție aproape transpartinică în a capta bunăvoința oamenilor. Legat de moțiunea împotriva lui Vlad Voiculescu, e ceva care mi s-a părut al naibii de ciudat. Domnul Tătaru n-a vrut să-l apere pe Vlad Voiculescu. Da? Omul se simte jignit că nu mai e ministru, iar prietenii lui liberali dau toată ziua în Vlad Voiculescu. Ăsta e, frate, blestemul nostru. Toți incapabilii, toți limitații ajung să se creadă mari scule și mari specialiști. Ce să zic, mă, a fost tras pe dreapta capabilul de Tătaru, mă. Tătaru, marele manager de la Huși. Mă rog, moțiunea n-a trecut, știau și PSD-știi asta de când au depus-o. A fost un mic circ, așa, gata, de mâine, alt circ. Dar, azi s-a întâmplat ceva mult mai grav în Parlament. Un controversat deputat ales a fost validat în Parlament, este vorba despre Francisc Tobă. Da, Francisc Tobă ăsta n-a mai fost susținut de AUR după ce mai multe asociații de revoluționari au protestat, locotenent colonelul Tobă fiind suspectat că a participat activ la reprimarea Revoluției din 89 în Sibiu. Dar, aici vine porcăria, Francisc Tobă a fost validat cu voturile Partidului Național Liberal. De unde știm asta? De la Florin Roman, mare lider PNL, care zice că se dezice de această treabă. Iată. Mă disociez total și fără echivoc de votul colegilor liberali din conducerea Parlamentului, care au votat pentru validarea mandatului lui Francisc Tobă. Ta-na-na-na-na. Așa și... Te disociezi pentru propria imagine, dar PNL, în cel mai jegos fel, tocmai a transferat un parlamentar. Cât de jenant, cât de jenant! Bine, probabil că se va interesa domnul președinte Klaus Iohannis și o să ne zică și nouă mai multe, nu? Criminali, mă, pedofili, toate scursurile le-ați lua în partide doar ca să câștigați niște voturi. Ați adunat toți traseiștii de la PSD, i-ați pupat în fund până n-ați mai putut, le-ați dat funcții doar ca să aveți majoritate. Și iată că la o lună după alegeri faceți fix la fel. Sictir, bă, sictir forever, sunteți penibili. Sictir. Iar cu sporurile se mai așteaptă, da. După ce ne-au frecat creierii ca pe maioneză, că vai, sporurile, trebuie să umblăm imediat la sporuri, să le tăiem, să le... Acum vin și ne spun, a, păi nu anul ăsta, nu drăguță. Voi așa ați înțeles, mă, că anul ăsta? Nu, ne-am exprimat noi, defectuos înseamnă, nu, e pentru la anul, cum să spune. În ceea ce privește reforma în domeniul sporurilor, ea va fi făcută odată cu adoptarea legii salarizării. Din punctul meu de vedere, cred că trebuie o analiză foarte serioasă a acestor sporuri. Este necesară o revizuire a actelor normative de rang secundar. Parlamentul nu poate să abroge hotărâri de guvern. Ce uită să ne spună Orban, nu anul ăsta. Anul ăsta nu se atinge nimeni de nimic. Și că să tai și sporul de vorbit aiurea, da? Să-l tai feliuțe așa. Mă gândeam la ce gargară ai în tine când mai cânti să-ți iei numele de scenă Gargara Streisand. Iată ce ne spune Kelemen, da, dă ungurul din casă, cum se zice. Îl credeam om mai serios și pe Kelemen ăsta, da, l-au stricat, mă, ăștia, minte și el de zici că e născut cole la Caracal. Nu în 2021 vor fi eliminate și acest lucru trebuie să vă spun, fiindcă noi în decembrie am spus un lucru extrem de prețios și extrem de clar.
Salariile în 2021 vor fi la nivelul anului 2020, luna decembrie. Alo, coaliția de centru noaptea, uitați-vă bine la mine. N-o să scoateți nimic, nici acum, nici la anul, nici peste 2 ani. Sau scoateți un spor și băgați 3 în loc. Am mai văzut, mă, filmul ăsta prost de atâtea ori. Bine, bine, mai vorbim. Dar în zilele astea, cu mâncatul de rahat cu sporurile, nu se vorbește despre o chestie mult mai importantă. Mă, banii în sine, sporurile, se taie sau se includ în salariu? Aici e discuția, adică micșorați veniturile oamenilor sau cum? Iată, dați din clanță de aproape 2 săptămâni despre aceste sporuri și ce vedem? Păi vedem așa, nu știți câte sunt de toate, nu știți cum le veți scoate și pe care, nu știți dacă veți tăia banii cu totul sau banii vor fi introduși în salariu propriu zis. Cu alte cuvinte, ați venit la putere boi și o să plecați vaci. Dar hei, stai, stai, că erați deja la putere, nu? E, popor român, să revenim totuși la ale noastre. Până, domnule, ai avut performanțe, atunci în luna respectivă sau în anul respectiv vei avea 10%, 15% în plus. Dar asta e un fel de primă, domnule vicepremier. Da, să lași pe ordonatorul principal de credite să decidă în funcție de performanță, în funcție de eficiență, în funcție de seriozitate. Genial, chelemene, te-au prostit, bre, da, ți-au pus ceva în chip. Deci nu se mai dau sporuri, dar se dau niște prime. Treci pe la casierie, dacă... Adică niște bonusuri, așa, niște premieri, cum ar veni, pe care le stabilesc șefii, despre care știm că sunt puși politic. Mă, pe bune v-ați stâmpit în halul ăsta? Așadar, mecanismul ăsta a fost. V-ați adus oamenii în funcții și acum nu știți cum să le împărțiți niște bani, a? Bă, când mai vorbiți despre pensii, sporuri, salarii ale bugetarilor, vă rog să mergeți la Ministerul de Interne și să întrebați de o doamnă, înaltă așa, păr șaten, ochelari. Vă spun despre cine e vorba imediat. Stați cu mine. Bun, am revenit. Așadar, oamenii de la putere, când mai vorbiți despre pensii, sporuri, salarii ale bugetarilor, vă rog să mergeți la Ministerul de Interne și să întrebați de o doamnă înaltă, așa, păr șaten, ochelari, Irina Alexe, o cheamă. Irina Alexe a ieșit la pensie la sfârșitul lui 2016, la vârsta de 42 de ani. A fost secretar de stat în Ministerul de Interne. Când lucra în minister, avea un salariu de peste 10.000 de lei lunar. Potrivit unor calcule, ar avea cam tot atâta pensie sau chiar mai mult, spun surse, 13.000 de lei. Na, doamna s-a pensionat la 42 de primăveri cu 13.000 de lei pensie și acum USR Plus o aduce înapoi la minister. De ce? Lăsu-mă în pace, nu-i mai place, s-a pensionat. Ce voiam să vă propun, băieți, că sunteți numai băieți acolo. Până faceți voi cu sporurile, până pensii speciale, până legea ale salarizării, ce-ați zice să nu mai faceți angajările de rahat pe care le faceți zilnic? A? Ce-ați zice să nu ne mai puneți lanterna în ochi, doar ca în acest timp voi să vă aranjați oamenii pe funcții? Da, mă, eu așa cred că e. Ești men de cioorditori mărunți. Ne vorbesc despre sporuri și despre pensii speciale și ajutoare sociale, iar în timp ce noi ne minunăm, ei ocupă totul prin spate. E manevră, tati. Și că, băi, gargara Streisand a României, jură-te că noi manevră. Depinde de... Mergem mai departe. Frumos, foarte frumos aici la nou studio, îmi place. Numai bine de un antrenament, știți ce zic? Se poate, nu? Foarte frumos, e ce clar, se poate? Să vă antrenați aici? Cum să vă antrenați aici? Păi, unde vreți să mă duc afară? Nu se poate. Ați văzut ce frig e? N-ați văzut ce frig e afară? Ai zis că ești om informat, dar peste rubrica meteo ai cam sărit. Stați un pic să nu faceți vreo Doamne, Maica Domnului. Dar mă scuzați că vă întreb direct așa, da. Cine sunteți și cu ce ocazie pe la mine? Sunt bugetar, lucrez așa într-o instituție de stat și am venit să mă antrenez. Pentru ce? Cum pentru ce? Păi pentru performanță. N-ați văzut acum ce se cere? Numai ca pe vremuri când veneai la muncă, îți făceai treaba și plecai acasă la sfârșitul programului, nu? Acum noua guvernare vrea de la tine performanță. Ori ești cel mai bun, ori nu mai ești deloc. Cel mai bun la ce? Păi cum, la astea, chestii pe care le fac bugetarii, nu știu.
Cei mai buni se califică la Jocurile Olimpice ale bugetarilor, unde vom reprezenta cu mândrie instituțiile românești. Eu n-am auzit de Jocurile Olimpice ale bugetarilor. Să știți că trebuie să vă uitați, au niște probe, spectacol. Eu sunt vicecampioană națională la aruncarea responsabilității. Vicecampioană? Da. Am terminat pe locul 2 la aruncarea responsabilității. Deci am campioană, dar n-a fost în stare antrenorul meu să mă pregătească ca lumea, el e de vină. Văd, sunteți foarte bună, tocmai ați aruncat responsabilitatea. Da, dar n-am aruncat-o foarte departe. Nu. Doar până la antrenor. Da. Odată am aruncat responsabilitatea tocmai pe educatoarea mea de la grupa mijlocie, că din cauza ei n-am reușit eu să prind un post de conducere. Da, ți-a aruncat-o departe rău, dacă până la... Ca să vezi ce înseamnă performanță. Da, dar bugetari de ăștia normali care vin la serviciu și fac treaba și... Na, asta e, nu mai există? Nu? Nu rezistă. Nu rezistă. Nu fac față, că guvernarea asta de dreapta îi vrea doar pe cei mai buni. Da, uite cum mă ții tu din treabă și eu nu pot să fac exercițiile. Stați, doamne, alo! Stați puțin, vă rog eu frumos, vă rog, să nu dați peste ceva aici. Abia am făcut decorul ăsta, vă rog eu frumos, nu? Nu, sunt profesionist, ăsta e un exercițiu. Nu. Un exercițiu cu care mă antrenez eu ca să rup ușa la ora 5, înțelegeți? Cum se termină programul, am tăiat-o. Și la asta vă antrenați? Păi da, performanța înseamnă să nu fii ultimul niciodată, fii atent. Nu, stai! Cred că s-a accidentat. În sfârșit și-au votat parlamentarii tăierea pensiilor speciale, acele indemnizații pe care le luau în funcție de câte mandate aveau. A fost spectacol. Ce ai, mă? Au urlat ca la Scala din Milano. Au început să plângă ei amici la maternitatea Giulești. Zbiere te mâncava și urlete de Nino, Nino. Noi trebuie să votăm desfințarea pensiilor speciale pentru parlamentari, că nu este drept ca parlamentarii României să-și dea pensii speciale în timp ce milioane de români sunt la pensie și trăiesc din pensie de contributivitate. Să facem dreptate pentru oameni. Astăzi acest parlament aduce puțină demnitate și onoare acestei țări. Ca să înțelegeți ce înseamnă asta în bani, că banii ne ard pe noi până la urmă, nu? Deci 0,5%, atenție fraților, o jumătate de procent merge către parlamentari din pensiile speciale, atenție, nu din pensii în general, din cele speciale. Mă rog, să nu fim acum chiar atât de pricinoși. E bine că au făcut asta, e bine că au votat. S-au bălăcărit, s-au porcăit, normal, dar e bine. Evident că o fac pentru imagine și atât. Dacă vor să meargă la bani, atunci trebuie să ajungă la magistrați, la servicii, la polițiști ăia grei și foarte, foarte tineri. Acea echipă de colegi care lucrează cu specialitate în domeniul pensiei, în domeniul acestei legislații, să vină cu variantele cele mai sustenabile legal și constituțional pentru a face aceste modificări. Alo, Dănuțule? Barna, îmi permit să zic habarna, na? Bă, habarna, acum vă apucați de lucru? Asta e o glumă, de parcă mutați munții din loc, vezi, domne, ce pericol vă paște cu tăierea pensiilor speciale. Omule, v-au zis toți, impozitare! Ce e peste o anumită sumă se impozitează, mă, cu 70, 80, 90%, cât considerați, astfel încât să nu mai ai la stat o pensie de 200 de milioane, că despre asta e vorba. Și încă două chestiuni. Primarii, oare aveți o uțe, domnule Habarna, să vă atingeți de primari? Vă joacă ăia în picioare, vă bat cum a bătut PSG pe Barça. Asta prima. A doua chestie. Mie că n-aveți dreptate când vă închipuiți că vor fi tăiate și pensiile care sunt deja în plată. Mie că parlamentarii care iau pensii speciale vor lua în continuare. Dar mai vorbim despre asta. Să nu veniți iar cu... Nenea, ne-au bătut judecătorii de la curte. Să nu veniți că vă mai dau și eu una, da? Pentru că v-am tot zis de șarlatania asta. Deci hai, mai puțin cu imaginea, mai mult cu munca, da? Aceasta este calea normală și firească pentru o țară care se consideră europeană. Da.
lume nouă, domn președinte. Dar luați loc, poate veniți de pe drum, de la schi, o bere, ceva, un pahar cu vin fiert, nimic, a? Am avut în ultimele zile o serie întreagă de discuții foarte importante și foarte bune cu premierul, cu miniștrii din guvern, pentru a lămuri câteva chestiuni și pentru a găsi soluții, soluții pentru România, soluții pentru români. Ați muncit? Bravo, bravo, domne, așa fac oamenii cu serviciu, oamenii care încă mai au serviciu în țara asta. Să știți că și noi, cetățenii, la fel, da, tot cu cârca, tot cu cârca și matale, nu? Mare grijă la genunchi, șefule, da, când faci cristianele alea, să nu... Avem la dispoziție peste 30, atenție, 30 de miliarde de euro care pot fi folosiți pentru a pune la punct lucrurile la noi în țară, pentru a ieși cu bine din pandemie și din criza economică generată de pandemie. Doamne, nu mai pot cu asta, nu mai pot! Deci a 17.000-a oară când iese Iohannis să ne spună că trebuie să luăm banii de la UE. Dar n-am auzit despre astea 30 de miliarde de... Doamne, visez și noaptea, da? Visez așa cum plouă cu bani peste țară. Ci că să bagă în sănătate bani, da? Gata, mă, acum am înțeles. Deci de-aia tăia câțul din bugetul sănătății. Da, mă, păi vin banii de la UE și n-au loc de banii noștri. Să calcă pe picioare banii, mă, unii pe alții, nu e bine? Este vital pentru noi toți să dezvoltăm mecanisme prin care dezvoltăm locuri de muncă, încurajăm antreprenorii să creeze locuri de muncă pentru românii loviți de pandemie. Stai, bre, lasă-i pe cei care sunt fără muncă, dar mai vin? Da, păi o să dea câțu afară, a zis, acu evaluează și după aia, pșt. Deci o să fie marfă, domn președinte, matale, fă locuri de muncă multe, că o să fie material căcălău, măria ta. Sistemul românesc de învățământ are nevoie de foarte mulți bani, este nevoie și aici de foarte multe investiții, avem nevoie de materiale didactice moderne, avem nevoie de școli noi, avem nevoie de școli verzi. Bă, dar de ce n-avem noi nevoie? De tot avem nevoie. Noi n-avem decât granițe, bre, și alea așa, în multe locuri e gardul rupt, știi ce zic? Apropo, de ce avem nevoie? Ai și matale 100 de lei până la salariu, șefule, a? Stăteam eu așa și mă tot întrebam, de ce s-o fi dus, mă, Iohannis la patriarhul Daniel? Ce-au vorbit, mă, ei, prea fericitul cu prea norocosul? Prea norocosul, da, păi n-a zis președintele că profesorii care nu și-au luat 6 case din meditații au avut ghinion? Dânsul a avut noroc, prea noroc. Vă dați seama că nu pun botul aia cu, a, s-au văzut și ei, m-au mai vorbit despre pandemie, despre sodomie, e, na. Ați văzut pozele, nu? Super, domne, instituțional, regulamentar. E, și azi, când mă uitam pe știri, ce văd? Iată! Aproximativ 28 de milioane de lei vedem că vor merge pentru construcția și restructurarea bisericilor. Atenție, este o sumă cu aproape 89% mai mică decât cea din 2020. Păi ziceți, mă, așa, de ce asta s-a întâmplat? A văzut patriarhul că s-au tăiat bani de la biserici și a luat foc. A pus mâna pe telefon, alo, Tinicheaua. Vin în deal la Patriarhie imediat că jiar mănânci. Bag niște blesteme cu băieții de-ți oprim procesorul de la distanță. Dar ce am făcut, mă, șefule? Ce ai făcut? Ce ai făcut? Mai ai și tu pe umă să întreb ce ai făcut? Vino încoace imediat! Ci că a plecat Iohannis ceva de genul, Carmenuță, mamă, să știi că te-am iubit. Da, fraților, despre asta era vorba. Bugetul pentru construcții și renovări lăcașuri de cult e mai mic cu 90%. Na, pe patriarh mai bine îl bați cu toiagul ăla de aur decât să-i umbli la bani. Ci că i-a zis președintelui de la obraz. Păi bine, mă, adică SRI-ul ia mai mult, SIA ia mai mult, SPP-ul ia mai mult, toți securiștii, bă, toți turnătorii iau mai mult, numai eu, nu? Păi nu se poate așa ceva.
Câțule, să te vedem cum o joci pe asta. Ai tăia de la educație, de la sănătate, nu interesează pe nimeni, mă. Dar te-ai atins de băieții cu bani, aici nu te joci. Da, cam așa vedem, se pare, justiția socială. Cam atât de mult ne doare că bugetul sănătății a scăzut cu 11% într-o țară în care spitalele sunt rampe de lansare pe lumea ailaltă. Ei sunt cei care au protestat. 10 oameni, 15 oameni, câți ori fi fost. Da, din păcate despre asta e vorba în această țară. Mergem în număr mare la proteste pentru niște idei care sunt destul de departe de noi, dar ne uităm pasivi atunci când puterea ia decizii care ne condamnă la sărăcie și chiar la moarte. Ne doare la mască de bugetul sănătății, de cel al educației, de pensiile mizerabile, de salariul minim foarte, foarte mic. Dar să nu zici ceva de justiție, că te ia mama în aibii, da? Nu mi-a fost și nu mi-este teamă. Colegul meu, Răzvan Anghelescu, merge de aproape 10 ani prin țară și îi întreabă pe oameni diverse chestii pentru rubrica noastră Vax Populi, care înainte de a fi la televizor a fost rubrică de ziar. Ei bine, ne-am gândit ce-ar fi ca din când în când Răzvan să nu le mai pună oamenilor întrebări, ci să le ceară întrebări. Da, chiar așa, ce-ar avea oamenii de întrebat? Vax Populi. Ce ați întrebat? Dacă ați putea pe Iohannis sau pe Câțu, pe oricine, ce ați întrebat? O să-i întreb mai mult. Termin o dată cu tâmpenia asta, cu problemele astea, cu... ne-a terminat efectiv cu tot ce se întâmplă. Cu tot ce se întâmplă în țara asta, ne-a terminat. Noi, tineretul, copiii, școlile, tot e organizarea asta aici. Nu e organizare, nu este absolut nimic. Ați avea să le puneți o întrebare. Ce ați vrea să... Iohannis, să plece! Să se aducă... Stai liniștit. Ce ați vrea să-l întrebați, doamnă, dacă l-ați întâlnit? Să-l întreb. Am 800 de mii piese, iau 2 milioane tratament și omul mi-a murit și vai de capul meu, că n-am pe ce să plătesc toate danganalele. Ce l-ați întrebat? Asta l-ați întrebat, nu despre... Dacă ar putea să trăiască și domnea lui cu 800 de lei. Ce întrebări le-a spune? Sărăcia. Deci am muncit 35 de ani la piață, ca femeie servici. Și am ieșit în 2011 cu 3.500.000 banii noștri vechi. Și acum am 8 milioane. Ce l-ați întrebat pe domnul Iohannis sau pe cineva, pe premier, un ministru? Ce l-ați întrebat dacă ar veni? Ar trăi și dânsi așa? În situația noastră? Cui a spune o întrebare și ce întrebare? Cu domnul Iohannis. Ce l-ați întrebat? L-aș întreba dacă dânsul ar putea să trăiască cu o pensie minimă economie. Cum să dă? Dacă ar putea dânsul să trăiască la pensia care este 700 de lua sau cât este. Și ar mai permite, credeți, să ducă la schi cu pensia asta? Poftim? Și ar mai permite să ducă la schi cu pensia asta? Eu nu cred. Aș vrea să-l întreb domnul Iohannis. Domnul Iohannis să trăiască și el cum trăiește lumea din pensia minimă. Ce l-ați întrebat pe Câțu? Ce să întreb, că nu m-am mintit, domnule. Altceva, ce promit să spun? Numai eu artari, domn, care nu știe să vorbească, domnule. Dacă ar veni la noastră în comun aici, îl vedeți pe stradă, ce l-ați întrebat? Ce întrebare i-a spune? Ce să întreba, mă, să-l fie, că el nu știe să vorbească, nu știe să vorbească, domnule. Ce întrebări să le pui, șefule? Să fie bine, să ne dea drumul la muncă, să ne lase în pace? Altceva ce? Cine ați vrea să întrebați ceva din țara asta, dacă ați putea? Păi cine să întreb? Ăsta care a ieșit acum, președinte. Păi Iohannis. Da, da. Ce l-ați întrebat? Vine la noi. Să ne lase în pace, să ne dea drumul, liniștiți, să ne vedem de treaba noastră la muncă. Păi cine vreți să întrebați ceva din țara asta, să aflați ceva? Să-i dăm afară pe toți, pe hoții aia, toți. Toți care sunt în parlament acolo, îți bate joc din noi, bătrânești. Ce ați întrebat pe parlamentari? Ce să-i întreb? Să mărească pensiile astea noastre, să dea la tineret locuri de muncă. Păi Iohannis l-aș întreba ce caut acolo. De ce? Simplu. Foarte simplu, nu-i locul lui. Unde ar trebui să stai? În Sibiul lui, nici acolo. Ce l-ați întrebat pe Iohannis de virus?
din unde a venit boala asta și ce-i cu ea, nu s-a mai terminat. Credeți că va lămuri Iohannis, va răspunde la ce vă răspunde? Ce să răspund? Nici el nu știe, mai mult ca mine, cred. Să întrebe și el pe altcineva? Da, să întrebe pe altcineva. Chiar dacă întrebăm ceva, el tot, câțul și cu el tot ce știe face. Nu contează ce întrebăm noi. Nu, indiferent, că mai mă uit așa la televizor, că iese pensionare și fac așa grevă și așa, dar ei tot degeaba. Politica e mare. Păi și-au știut mulți la dușmănet. Ei, în ziua de azi îl plângem. Ce l-ați întrebat pe Ceaușescu, dacă ați putea să îi puneți o întrebare? Ce l-ați... Ceaușescu, născut la 50 de ani, la pensie. Acum ne scoate la 60 de ani. Ce viitor? Ce în continuare? Ce mai așteptăm de la pensie, adică moartea? Am decis că vom chema aici, la TikTok, oameni care fac lucruri extraordinare, care ne pot inspira, care ne pot motiva, care ne pot da speranță. Eduard Novak este unul dintre acești oameni. Are o poveste de viață extraordinară. A fost patinator de performanță, de 10 ori campion național, până când într-o zi și-a pierdut laba piciorului drept într-un accident. După 2 ani a renăscut ca ciclist, a făcut facultatea de drept, a lucrat alți 2 ani ca jurist, după care a revenit cu totul la sport. A fost medaliat cu aur la Londra în 2012 la Jocurile Paralimpice. Din 2013 până în 2020 a fost președintele Federației de Ciclism, iar acum este singurul ministru al sportului din lume care se pregătește pentru olimpiadă. Ba mai mult, spune că are un plan pentru sportul românesc, despre care vom discuta imediat aici, la TikTok. Stați cu noi! Nostru, dai un ban, dar faci decor frumos. Ia uite, cu ecrane, cu nebunii. Stăm și pe aici, wow, extraordinar. Iar aici, noul segment al emisiunii noastre, TikTok. Ah, și de aici se cântă. O să vedeți, ca lume. Starea nației cu Dragoș Pătraru, doar aici la Prima TV. Doamnelor și domnilor, Eduard Novak. Bun venit la noi. Mersi. Așa. Sau cum a zis ambasadorul britanic, Golden Eddie, nu? Wow, ce vremuri. 2012. 2012, nu? Da. Nu l-am păcălit, chiar am câștigat la Londra, așa că a fost un an impresionant. Deci... Probabil este singurul ministru din lume care în acest moment se pregătește pentru olimpiadă? Puțină presiune, dar da, așa este. Așa este. Gândesc la acest lucru. Nu? Dar, desigur, mă gândesc la faptul că mi-aș dori o medalie. Chiar era obiectivul meu înainte de a deveni ministru și sper și cred că o să pot să-mi organizez timpul ca să ajung în formă maximă la Tokyo. Dincolo de povestea extraordinară de viață pe care o aveți, am stat și m-am gândit, bă, ce aș vrea eu? Noi am decis aici la acest segment de emisiune, TikTok, am zis noi, am zis să aducem oameni care ne pot inspira, care ne pot motiva, de la care cei care ne privesc să poată să-și ia energie, să-și ia speranță. Și m-am gândit cum s-o fi derulat în capul dumneavoastră tot raționamentul când a venit această propunere. Domne, hai la minister. Că arăta cu totul altfel, nu planul.
de antrenament. A fost invers. A. În momentul în care am văzut cum au decurs negocierile și alegerile, am văzut o oportunitate în acest context de coaliție, că este momentul când m-aș implica efectiv. Deci am considerat că sunt omul potrivit pentru această poziție și am scris un mesaj domnului președinte Kelemen Hunor că, okay, domnul președinte, dacă ajunge sportul la... Mă bag eu. Exact. A doua zi mi-a răspuns, dacă sportul ajunge la noi, tu ești omul. Și miercurea următoare eram ministru. Deci așa s-a întâmplat toată treaba. Da. Am înțeles. Foarte tare. Da, ați mai fost în nebunia asta care înseamnă sportul românesc la nivel de conducere, nu? Deci știți ce înseamnă? Sunteți masochist așa? De ce să vă... Sunt masochist. Da? Eu am început de foarte de jos sportul, din copilărie, în vremurile acelea din comunism, când n-aveai condiții, te antrenai dimineața de la ora 6. Toți am început sportul în copilărie și cu mai multe sporturi, dar unii n-am ajuns nicăieri. Cu vize, cu nu știu ce, dar tot timpul vreau să devin campion olimpic, chiar din copilărie, și nu mă interesa efectiv faptul că nu am cele mai bune condiții, doar simțeam și vroiam să fiu cel mai bun. Și... după am avut un accident de mașină în 96, da, chiar înaintea Jocurilor Olimpice de la Japonia, unde m-am pregătit pentru prima oară în Japonia, acum e a treia oară, tot acolo vreau să ajung și acum chiar o să ajung cu bine cu tot, ca ministru și ca sportiv. Și mi s-a schimbat foarte mult viața atunci, dar am realizat că într-un an că efectiv fericirea mea și visul meu este în sport. Așa că m-am apucat de acest sport extraordinar. Sunt foarte mulți copii care se apucă de sport, vom vorbi și despre asta un pic, dar care e sfatul pe care l-ați da acestor copii? Pot să spun că instituția noastră are o mare, mare vină de faptul că sportul românesc în acești ultimi 30 de ani și-a pierdut valoarea. Și îmi doresc ca de astăzi, din mandatul meu, să schimbăm acest lucru. Vreau să aduc acest minister la nivelul în care să fie respectat, să reușim să creăm un viitor pentru sportivii români, în care și părinții să vadă că da, într-adevăr, dacă copilul meu face aceste sporturi, atunci este sprijinit, o să aibă o facultate asigurată, o să aibă un viitor, o să aibă că, deci normal că și părinții vor să dea cel mai bine pentru sportiv, nu? Dar tu când vezi că sportivul tău merge la un sport în care antrenorul săracul nici nu-i prea interesat, nici nu deja e plictisit. Normal că vezi că copilul tău își pierde vremea și atunci, hai, lasă, mai bine du-te la fizică, du-te la matematică, că ești mai bun acolo. Dar dacă tu vezi că sportul acela este totul asigurat și ai o viziune și poate să devină campion, atunci normal că nu o să-l iei afară. Și asta trebuie să creăm noi, chiar dacă nu pentru toate sporturile, dar pentru niște sporturi care sunt de viitor și pot să asigure performanța, noi trebuie să facem acest lucru. V-am văzut și am râs un pic amar și când v-am văzut la întâlnirea de la Cotroceni cu acest obiectiv incredibil și imposibil de realizat. Nu e rău că ne punem obiective. Problema e când ajungem la nivelul de nebunie. Adică e ăsta un obiectiv care este de atins? În opinia mea, știind cum arată sportul din interior, nu va putea fi atins acest obiectiv, domne, în 2032, nu? Să fim între primele 15 țări, nici dacă țările alea se opresc și de mâine nu mai investesc, cred că n-am putea să ajungem acolo. Cu toate astea, ok, e bine, e frumos că avem un obiectiv. Întrebarea mea e, avem un plan? Vă dau și un exemplu. Care e planul? Vă dau un exemplu foarte, foarte rapid. Am calculat, deci noi cheltuim în 4 ani, cam jumătate de miliard de euro pe sport și câștigăm 4-5 medalii. Deci,
Nu cred că există țară unde costă mai mult o medalie decât la noi. Deci înseamnă că ceva în sistemul acesta nu funcționează. Și undeva se curg foarte... E mult, jumătate de miliard pentru o țară cu 18 milioane de oameni? Să zicem, pe hârtie. Costul medaliei este extrem de mult. Aveți exemple din alte... Cât? La noi o medalie costă 8 milioane de euro. 8 milioane, foarte mult. Dacă luăm 2 milioane de euro și eu merg la un sportiv de performanță care știu că poate să câștige medalie și îi dau 2 milioane și zic, fă cetățenie română și concurează pentru noi, credeți-mă, la Paris 2024 suntem printre cei mai bune 15. Dar cum ați ajuns la calculul ăsta? Vorbind... Ați împărțit tot bugetul ministerului sau doar bugetul pentru performanță? Pentru pregătirea... Nu, s-au făcut calcule efectiv de oameni de specialitate, efectiv cât ne iese o medalie. Deci atât ne iese, 7,5-8 milioane de euro. E foarte scump. Deci ăștia sunt banii pe care noi îi băgăm doar în pregătirea sportivilor de elită pentru olimpiadă? Sau sunt bani pe care îi băgăm în tot atât sportul? Atât costă un sportiv crescut ca să-l aduci să câștige o medalie la olimpiadă la noi. Extrem de mult. Ar trebui să vorbim de sute de mii, nu știu, un milion, două milioane, dar nu opt. Adică sunt foarte, nu vreau să intru în foarte multe detalii. Asta zicem opt, că luăm foarte puține. M-ați întrebat de plan. Sunt două etape. Prima etapă, anul acesta, MTS, că în momentul acesta noi suntem niște finanțatori. Doar niște finanțatori. Adică până acum nu s-a implicat nimeni în activitatea federațiilor și a cluburilor. Deci toți acele organizații pe care i-am finanțat, fiecare și-a făcut ce a vrut acolo în cadrul lor. Fără proiecte, fără nicio viziune, fără nimic. Mm-hmm. Da? Deci anul acesta MTS va forma o comisie de performanță care va controla efectiv activitatea acestor organizații olimpice și cluburi de stat, da, ca să începem să strângem frumos și să obligăm să facă performanță. Fiecare antrenor o să aibă minim 20-30 de sportivi cu care trebuie să se ocupe. Numai cu acest lucru, dacă schimbăm, peste un an o să avem 25%-30% mai mulți sportivi în sistem. Le da sportivi, dar le da și salarii? Nu în prima fază. Credeți-mă, nu este vorba de salariu. Că salariul astăzi, dacă ne gândim că își primesc salariul timp de 12 luni și au un sportiv, doi sportivi, cred că e un salariu foarte uriaș. Adică n-au activitate, despre asta vreau să vorbesc. N-au activitate. Foarte înțeles, dar salariile, de pildă, toți antrenorii din această țară, eu cunosc foarte mulți antrenori, stau de vorbă cu ei, știu cât câștigă toți antrenorii la orice sport. Antrenorii din acest moment care sunt în cluburile de stat finanțate sau sponsorizate, cum ziceți, sau finanțate de MTS, au salarii de 3, 4, 5 ori mai mici în unele situații decât antrenorii de la CSM-uri, de pildă, cluburile sportive municipale, orășenești și așa mai departe. Deci cei plătiți din banii primăriilor. Și atunci când primăria vine și zice, pentru că primarului i-au plăcut popicele când era mic sau a făcut și el și are două diplome în pod, finanțează acel sport. Și bineînțeles că ia cei mai buni antrenori de pe piață. MTS-ul, ca să poți păstreze secția aia și antrenorii respectiv, va trebui să vină să spună, domne, aici e un pic ca la educație. Noi nu putem să pretindem rezultate, știți foarte bine treaba asta, fără să plătim, fără să dăm bani, așa, fără să-i remunerăm pe profesori așa cum trebuie, nu? Oricum, nu o să poți să schimbi de aici tot sistemul. În sistemul acesta nimic nu funcționează bine. Corect. Pe de altă parte, aici vin și sunt de acord că toți, că foarte mulți dintre antrenori sunt blazați, sunt bătrâni, dar nu în sensul de slabi, ci în sensul că nu mai sunt la curent cu noile tendințe din sportul respectiv și atunci, normal, că nu poți să faci performanță. Dar cum veți încerca să schimbați lucrurile atât de repede? Ce se poate? Că ministrul nu o să fie 10 ani, vă anunț eu acum. Vă știu. Așa, ok.
Deci nu că am văzut că ați făcut planul până în 2032 și... Normal, dar este planul, este strategia sportului. Eu dacă reușim să stăm 2 ani în această guvernare, cred că este o perioadă foarte bună și se pot face foarte multe. Deci în prima fază, v-am spus, o să avem niște criterii foarte clare pentru federații și cluburi în care o să lucrăm, în care deja o să deviem puțin din drumul care s-a făcut și o să există o direcție dată de noi. Sistemul există și acum. Deci sistemul este aceeași ce a fost înainte de 89 care producea. Structura e aceeași. Cluburi de stat, DGTS-uri, federații, MTS. E aceeași. Numai că după 90 a dispărut controlul. Înțelegeți? A dispărut controlul, obiective, analize, astea, rapoarte, au dispărut. Am primit și zilele astea de când au aflat oamenii că veniți la TikTok, întrebări de la oameni, bă, noi nu vrem să ni se spună de la minister despre baze de-astea, de se întorc după soare, nebunii, avioane, OZN-uri. Nu, bă, eu am nevoie de o sală de antrenament. Unde să vin copii, nu mă interesează să intre public, să intre unde să pot să vin cu sportivul, să intru, să mă antrenez în niște condiții decente. Adică să am și eu apă caldă, când să mă spăl, să... Știți că acești copii, de pildă, fiul vine acasă, eu mă închin. Deci sportivi de performanță, copii care au la CSS-uri, care au până și 2 sau 3 antrenamente într-o zi, da? Cu competiții, cu tot. Ăștia vin acasă să facă duș. Eu n-am văzut, am făcut toată copilăria sport, eu n-am văzut așa ceva în viața mea, deci să nu te speli după ce ai terminat antrenamentul. Este incredibil, dar ăștia s-au învățat așa, deci ei, pentru ei, asta este normalitatea, nu faci duș. La fel ca la școală, normal, după ora de sport, nu face nimeni duș. Da, acolo cu tot mirosul, urmează matematică, îți cade părul de nas. Că, na. Urmează să un proces de descentralizare. DGTS-urile vor ajunge la consilii județene și sălile de sport la consilii locale. Asta este prima fază a descentralizării, pe care mâine o să avem o discuție pe tema asta și cred că în scurtă perioadă vom da drumul. Sunteți siguri că știți ce se întâmplă? Primările le dau la CSM-uri, sălile, și nu mai prindeți poziții. Știți ce bătaie e pe poziții în sălile din România? N-ai loc. Nicăieri. Școlile nu vor să le dea să se antreneze copiilor deloc. Adică este o ceartă fantastică. Iar antrenorii, inclusiv cei de la plătiți de MTS, să duc cu sărumâna pe acolo, pe acolo, să obțină o poziție, să dea ăla la firma cu tare. Hai, te rog eu frumos, îmi plătești mie o poziție la sala nu știu care, că m-am înțeles eu cu directorul, să ne dea și nouă după ora 9 când mergem. Nu se poate face performanță așa. Chiar atât de jos n-am intrat încă. Asta e marea problemă. Asta e problema, că de acolo de jos pleacă toate aceste probleme. Pleacă toate aceste... Și copiii renunță. Copiii renunță la sport pur și simplu. Dacă ei văd oricâtă dragoste ai avea pentru sportul respectiv, oricâtă susținere ai avea din partea părinților, din partea antrenorilor, mă, când vezi că nu sunt condiții, că nu ți se dă nimic, că ai niște, uite, să te duci la meciuri, niște condiții de-astea incredibile, să te duci, să pleci dimineața, să vii seara, să... Și copiii zic, bă, stai puțin, de ce? Lasă-mă, că până la urmă ziceați de dușmanii care sunt părinții câteodată, nu doar că îi așteaptă cu fast food după ce termină antrenamentele foarte mulți dintre părinți, și aici trebuie o educație, dar este nenorocire, pentru că ei, copiii, simt că nu mai au ce să caute acolo, că nu sunt apreciați, că nu sunt... Nu? Viziunea mea e diferită. Ia să vedem. Mie îmi place să gândesc pozitiv și mă gândesc la... Și noi am început așa, dar ne-a lăsat după 30 de ani. Nu. E experiența mea, nu așa este. Mie îmi place să mă uit în prima dată sus, ce îmi doresc acolo. Îmi doresc rezultate, îmi doresc campioni și cu siguranță restul se va rezolva. Nu știu, până acum eu așa am funcționat și toate s-au adeverit. Deci eu cred că dacă mă gândesc la de ce spun tot timpul că unde vrem ca România să fie peste 12 ani, 15 ani, da? Vrem să fim în top 15. Cu siguranță, dacă, cum este calculul, ce ne trebuie pentru a fi în top 15? 15 medalii? Ok, 15 medalii, da? Câte federații poate să obțină? Nu știu, 8, 10 federații, bine. Cât costă acest lucru? Cât sportivi avem nevoie? Câte cluburi avem nevoie? Ce infrastructură avem nevoie? Câte activitate avem nevoie în școală? Și până jos trebuie să se rezolve tot, că asta este piramida.
Dacă noi începem să luptăm jos acolo la micile business-uri, la nu știu ce se întâmplă cu combinații, atunci credeți-mă, după o săptămână am fi. Dar trebuie să ne gândim sus, în primul rând, și să ne gândim pozitiv și pentru lucrurile mari. Și restul se vor rezolva. Îmi doresc ca om din domeniul ăsta, pot să spun, și ca părinte și ca om care direcționează foarte mulți copii către sport și sfătuiește foarte mulți părinți să-și dea copiii la sport, să reușiți să schimbați ceva. Dar vă spun părerea unuia care simte acolo la firul ierbii, la ce se întâmplă? Parchetul sălii, e foarte greu. Sistemul e atât de încremenit, e ca la sănătate, e ca la educație și sistemul rezistă la schimbare și trebuie scuturat. Nu? Să facă treabă. Cu mușchi, da? Păi nu. Și că, bă, dacă nu vor, îi batem. Și că da, că e aia, dacă nu... E o lucru, este o muncă uriașă. Și cum am spus, toate segmentele, niciun segment nu funcționează bine. Astăzi vă spun, cum a fost în poziția mea foarte mulți politicieni care n-au vrut să implice, ca să fie probleme, ca imaginea lor, nu știu ce... Și datorită acestui lucru, MTS a pierdut foarte mult din credibilitate, din putere. Asta trebuie să readucem ca să-și conștientizeze oamenii că noi vrem performanță și noi finanțăm. Noi suntem cei care dăm și nu vreau numai să dăm bani, vreau să împreună să arătăm direcția și trebuie să facem performanță. Că oricum acești bani se cheltuie în sistemul actual, dacă... Ați spune că, vai, felicitări, domnul ministru, o să avem un an foarte bun, că bugetul este dublu. Credeți că am avea rezultate mai multe? Da, cred că am avea 10 medalii. Niciodată, într-un niciun an, federațiile nu-și cheltuie banii. Niciodată. În niciun an. Tot timpul își creionează nu știu ce proiecte și la sfârșitul anului ne trimit banii înapoi. La noi ce se întâmplă? Când mergem la Ministerul Finanțelor, returnăm banii și le spun, păi n-aveți nevoie, mă. N-aveți nevoie. Dar de ce se întâmplă asta? Că uite, ați fost la ciclist, da? Ați dat bani înapoi? Nu. Noi nu. Noi am cheltuit. Deci da. Nu toată lumea dă bani înapoi. Nu. Nu, da. De aici ai nevoie de control, ai nevoie de direcție, ai nevoie de ajutor. Că nu toți președinți de federație sunt și manageri buni, au și viziune, cum trebuie să dezvoltă sportul. E ușor să vii. Am nevoie de mai mult de 1 milion. Ok, dar pe ce ai nevoie? Ce faci cu ea? Știi? Adică, se cheltuie ușor 1 milion de euro. Dar pe ce? Ce finalitate ai? Pe ce vrei? Nu avem o clasă politică interesată de sport. Am văzut exemplu Ungariei, de pildă, da? Cu plan pus la punct, dar acolo s-a făcut bani. Nu fără bani. Vedem investițiile, vedem toate lucrurile care se fac și bineînțeles că iată vin rezultatele. Strategie pe fotbal, strategie pe fotbal, strategie, adică fiecare și-a ales strategia, dar a investit extraordinar de mult în ea, pentru că fără bani nu se poate. Dar la prima ofertă un antrenor pleacă dacă are salariu dublu în altă parte sau la un club privat sau peste tot unde poate să aibă performanță și atunci e destul de greu. Noi suntem cu un gap cam de 50 de ani în față de sportul maghiar astăzi. Dar săptămâna viitoare, sau nu, pe 1-2 martie o să vină grupul care a făcut strategia maghiară. Am tradus în limba română deja și începem să facem comisia interministerială între MTS, MS, Educație și Finanțe și să începem să lucrăm pe strategie. Oricum, trebuie să avem o direcție. Și dacă avem o direcție, atunci banii de la CNI se pot construi baze sportive unde ne dorim că există bani. Numai că dacă lăsăm să se construiască așa de aiurea, numai pe gândirea primarilor în țară, atunci, din păcate, construim chiar aiurea și am dat bani pe... E mai ușor să construiești decât să întreții. Da, eu vă doresc mult succes. Noi aici la emisiune oferim fiecărui invitat un cadou,
când vine pe la noi, un cadou adaptat invitatului și discuției. Nu știu dacă ați auzit de băiatul ăsta, Anders Ericsson. Este un tip care timp de 35 de ani a studiat talentul și a ajuns la concluzia că nu există, că există exercițiu metodic potrivit, iar explicațiile lui sunt extraordinare în această carte. Sunt ideile preluate de Malcolm Gladwell în Excepționalii, de pildă, aia cu 10.000 de ore de antrenament, care cu siguranță te vor duce, te vor face excepțional. Și asta zice, bă, nu, ăsta e un mod lăutăresc de a vedea lucrurile, ai nevoie de 10.000 de ore de antrenament, dar de exercițiu metodic, ceea ce înseamnă cu totul altceva. Adică, pe scurt, poți să te antrenezi ca prostul, cum se întâmplă în foarte multe locuri din România, și să n-ajungi nicăieri, chiar dacă ai 20.000 de ore de antrenament și n-ajungi nicăieri. Și sper să fie o lectură plăcută. Și am mai făcut, cu greu am găsit, să vă dăm asta, este, veți avea nevoie, în vederea obiectivului din 2032, o baghetă magică. Mersi mult. Adică, ce tare. Pentru că e nevoie, dacă vreți să ajungem acolo, că eu cred că altfel nu. Adică, sau doar dacă sunteți, că ați zis că vă propuneți, vă gândiți, și doar dacă sunteți mentalist sau ceva, se poate realiza. Dar fără magie nu cred că ajungem acolo. Dar eu vă doresc foarte mult succes. 2032. Asta. 2032, asta. Să se întâmple. Bine. Și la Jocurile Olimpice, da, să fie acolo cu dumneavoastră și... Mersi mult. Multă sănătate. La revedere. Asta a fost, dragii mei. Noi ne vedem mâine de la ora 22:30, tot aici, la Prima TV. Noapte bună, să vă fie bine. Să avem pardon, am avut și ghinion. Ereditar, avem o gaură în buzunar. Dar progresăm, încet, încet toți emigrăm. Mai bine venetici decât argați la securii.